Ce putem spune despre meciul de miercuri seara? E un meci de fotbal. Încercăm să ne bucurăm de fiecare moment pe care îl petrecem împreună. Dacă o să fie un meci ușor, un meci dificil, o să ne dăm seama miercuri seara în funcție de ceea ce facem pe teren, ceea ce suntem dispuși să facem pe teren, energia pe care o punem la dispoziția echipei în fiecare moment. E o emoție așa pentru tine că ai un duel cu Gheorghe Hagi din postura de antrenor? Știți foarte bine cât îl iubesc pe Gică. Este, pentru mine este rege, face și a făcut, continuă să facă lucruri fantastice la Constanța, scoate jucători pe bandă rulantă. Este unul dintre cei mai preparați, dacă nu cel mai preparat antrenor pe care îl are fotbalul românesc în momentul de față. Așa de atât de solicitant a fost meciul cu FCSB pentru vocea ta, încât ai rămas fără voce? Cred că vocea mea spune totul, nu? Dar m-am antrenament. Ca și pe vremea când jucam, era o dată la săptămână, o dată la 3 zile, aveam antrenament, da, nu vă faceți niciun fel de probleme, că o să-și revină. Asta e cea mai mică dintre situații. Da, păi de asta spun. Asta e cea mai mică dintre situații. Le dă încredere jucătorilor acest rezultat cu FCSB, pentru că s-a rupt acea criză de la Rapid înaintea unui meci important, unui derby pentru locul 2 cu Farul. Depinde cum privești încrederea. Încrederea poți să-ți iei din absolut tot ceea ce faci. Dacă tu te antrenezi bine, poate să-ți vină încrederea. Ei s-au antrenat foarte bine. Și înainte, și săptămâna trecută, și acum 2 săptămâni, și acum 3 săptămâni, băieții s-au antrenat foarte bine. Deci sunt aceiași băieți. Dar ei trebuie să găsească instrumentele de unde să-și ia încrederea sau nu, de unde să-și ia încrederea, de unde să-și ridice nivelul de încredere. Ai luat măsuri speciale sau te-a surprins rezultatul Farului cu CFR 5-1? Este un rezultat. Nu este absolut nimic. Au câștigat 5-1. Au relații de joc foarte bine puse la punct, foarte bine stabilite. Lucrează de la grupa cea mai mică până la prima echipă, lucrează aceleași principii. Așa că cine vine de jos știe foarte clar ceea ce trebuie să facă în momentul când face pasul la prima echipă. Și asta de ce? Pentru că Gică a făcut posibil să se întâmple acest lucru. În derbiul cu FCSB s-a produs o schimbare de atitudine sau în ceea ce privește dorința jucătorilor, cum v-ați fi așteptat, poate, de la venirea dumneavoastră? Tu ce părere ai? Bă, tu ai văzut meciul din exterior, n-ai fost în... Nu, de la masa presei. Poftim? De la masa presei. De la masa presei și mai bine ai văzut de sus. Da, ce? Da, că l-ai văzut de sus, da. A, că s-a schimbat. Da, acum am întrebat pe dumneavoastră. Ce pot să spun? Am spus și după meci, la finalul meciului. Jucătorii trebuie să schimbe. Pentru că sunt aceiași. Nu e că de la o zi la alta au venit alți jucători la Rapid și au plecat alții. Sunt aceiași jucători, au același nume. Aceleași calități tehnice, aceleași calități individuale, calități fizice, sunt aceleași. Deci noi n-am schimbat nimic. Dacă e să se fi schimbat ceva, schimba cu siguranță jucătorii, dar asta pot să spun. Mai țineți minte când ați obținut ultima victorie în deplasare? Au trecut 2 luni și jumătate și vreau să vă întreb ce trebuie să facă echipa ca să joace la fel ca acasă. Atunci trebuie ultima victorie în deplasare ca și echipă? Da, a Rapidului, da. Prima intenție era ultima mea victorie ca și antrenor în deplasare. Nu, ca echipă. Luăm meciul care este și mă întorc și repet, dacă e meciul ușor, dacă e meciul dificil, da, depinde doar de noi, nu depinde de absolut nimeni. Energia pe care o punem în fiecare situație, asta e tot ceea ce contează. Și mai vreau să vă întreb cum ați caracteriza acest debut de antrenor principal la Rapid, pentru că rareori se întâmplă să începi cu campioana, cu FCSB, cu astfel de meciuri.
Cum ați caracterizat debutul ăsta? E ideal să ai astfel de derbiuri sau mai degrabă ați fi preferat un început mai lent, să spunem, mai ușor? E un debut. E un debut. Tot ceea ce facem pentru prima dată, debutăm. Eu ca și antrenor nu am debutat. Pentru că în spate am o carieră de antrenor. Din 2018 eu sunt antrenor. Deci eu un debut îl iau ca atare. Încerc să dau energia mea în fiecare moment pe care îl petrec cu echipa și nu numai. Deci ce debut? Mă bucur de fiecare moment, de fiecare clipă pe care o petrec, pe care ofer echipei, nu doar timpul pe care îl petrecem împreună și după, pentru că munca mai mult e de făcut după decât când suntem împreună. Mister, ați avut cu FCSB un derby care a lăsat și urme, mă refer aici la lot, accidentarea lui Roma, dar care este situația lui? Ce vă să spun, pe Iacob îl avem la boxe jur de 2-3 săptămâni. Depinde de cum reacționează, depinde de tratamentul pe care îl face. Nu îl avem la dispoziție pentru următoarele meciuri, îl așteptăm cu mare drag. Sunt convins că o să se refacă așa cum trebuie și o să ne dea o mare mână de ajutor. Păi rămâne de văzut meciurile pe care le poate juca alături de noi. Aceea, într-adevăr, avem și alte mici probleme care sunt mai ușor de gestionat. Mici accidentări care sunt normale după un meci cu intensitatea care a fost în prima repriză. E normal, este un joc de fotbal, joc de contact. Mici accidentări intervin și de o parte și de alta. Așa că sunt gestionabile astea. Spuneați de domnul Hagi mai devreme că face lucruri excepționale la Constanța, produce jucători pe bandă rulantă. Care vi se pare cel mai periculos jucător în acest moment de la Farul? E Luis Munteanu printre ei? Poftim, toți sunt. Toți sunt periculoși. Sunt periculoși pentru că știu ceea ce au de făcut. Dar Luis Munteanu? Luis Munteanu? Pe Luis îl cunosc de 4 ani de zile. A crescut foarte mult în ultima perioadă. Îl știu din perioada când a plecat prima dată la Fiorentina, la 17 ani, dacă nu mă înșel. Am avut ocazia să-l urmăresc și la Fiorentina, la când juca pentru Primavera. Este un atacant cu calități importante. L-ai vrea la Rapid, ar face față la Rapid, că s-a vorbit. Deci voi aici vrea să ajungeți. Dar de ce nu? Dar de ce? Eu sunt deschis cu voi. Voi intrați pe alte uși. Da. L-ai vrea la Rapid, ar face față la Rapid? Eu vreau pe toți cei mai buni. Pe toți, și pe Messi îl vreau la Rapid, și pe Ronaldo îl vreau la Rapid. Și pe Vinicius îl vreau la Rapid. Pe tot și pe Rafa Leao îl vreau la Rapid. Și pe Alisson îl vreau la Rapid. Pe toți cei mai buni din lume eu îl vreau la Rapid. Pe Șumudică îl vrei la Rapid, că a văzut că zice că discută cu domnul Angelescu săptămâna asta sau nu știu. Azi e ziua Pământului, la 8:30. Se sting luminile, mă simbolic. Miercuri Rapidul stinge Farul? Oricum, lumina pe Giuleș nu se aprinde. Nu înțeleg întrebarea ta. Zic că azi e ziua Pământului. Și că în mod simbolic se sting luminile la 8:30. Și am întrebat dacă Miercuri Rapidul stinge Farul. Vreau să întreb dacă Rapid va învinge la Constanța. Adică dacă am înțeles. A încercat să o ia poetic. Am înțeles. A doua oară am înțeles. Dar dacă astăzi este Earth Day, ce legătură are cu meciul pe care se joacă peste două zile? Facem o legătură, o paralelă frumoasă. Nu știu, dar iartă-mă. Revenind la Luis Munteanu, nu te întreb dacă îl vrei la Rapid, dar
pentru că a evoluat atâția ani în Serie A și el a fost și aparține încă de Fiorentina. Te-aș întreba, de ce crezi că are el nevoie pentru a reuși și a se impune într-un campionat ca campionat Italia. Puternic. Într-un campionat puternic, spre exemplu, Serie A. Pentru mine, lui Sale are calități importante. Totul depinde de el, cum și le dezvoltă. Și după aceea, totul depinde de el unde vrea să ajungă și ceea ce face ca să ajungă unde vrea să ajungă. Atâta tot. E un atacant care mi-e place. L-am avut cu mine și la Under 20. Cred că cifrele lui spun totul. Ultimile două sezoane pe care le-a jucat la Constanța, la Faru, cred că vorbesc de la sine. Deci, un atacant, în primul rând, e un atacant tânăr, un profil interesant pentru multe cluburi din Europa, din top 5 campionate. Nu trebuie să ne limităm doar la Serie A. Asta este punctul meu de vedere. După aceea, bineînțeles, depinde de el, depinde de mai mulți factori. Nu depinde doar de o singură persoană, dar înainte de toate, depinde numai și numai de el, ceea ce vrea el să facă cu adevărat. Și dacă este dispus să investească energia care poate să-l ducă acolo. Pentru mine lucrurile sunt simple, nu e ca. Cum afectează epopeea asta legată de Marius și Mudică echipa? Pentru că și astăzi a intrat în urmă cu câteva ore în direct, a spus că a comunicat cu domnul Angelescu, că se vor vedea săptămâna viitoare. În același timp a zis că își dorește ca Rapidul să aibă succes cu Bogdan Lobons pe bancă. Cum afectează toată discuția asta, care pare că nu se mai termină, legată de Marius și Mudică la Rapid echipa? Punctul 1. L-apreciez foarte mult pe Marius. Pentru că am câștigat un campionat împreună sezonul 98-99 și a fost un jucător important, mi-aduc aminte, tot timpul venea de pe bancă și reușea să marcheze, de a marca goluri importante. Ceea ce privește întrebarea ta, dacă tot s-a discutat, nu de fiecare dată se discută, nu știu ce sens are părerea mea, aici nu văd sensul la întrebarea pe care mi-ai pus-o, deci da. Nu e că nu pot să-ți răspund, dar nu vreau să las loc de cosmetizări. Da, l-apreciez foarte mult pe Marius și Mudică, asta e clar, să fie clar pentru toată lumea. Da, tu în momentul ăsta în care gândești meciurile, le gândești pe termen lung, ai o strategie pe termen lung pentru Rapid, sau te gândești deocamdată, hai să luăm meci cu meci până la finalul sezonului și urmează să vedem după aceea? Pentru că încă nu ne dăm seama foarte sigur care sunt planurile de viitor, dacă se bazează clubul pe tine ca antrenor principal pe viitor sau dacă ești văzut mai degrabă ca un interimar până în vară. Dar voi deci nu trebuie să vedeți ceea ce văd eu, pentru că nu aveți cum. Da, de asta te întreb, ca să intru puțin în viziunea ta, ca să descoperim puțin viziunea ta. Dar nu ai cum. Nu aveți cum să intrați în viziunea, nu aveți cum să intrați. Pentru că suporterii se întreabă și în legătură cu transferurile. Mă gândesc că totuși e o persoană care deja trebuie să gândească puțin sezonul următor, pe cine aducem, pe cine ne bazăm, pe cine nu ne bazăm. Și de asta poate întreb și dacă ești implicat în viziunea de transferuri pentru această vară la Rapid. Eu sunt implicat în tot. Ok. Sunt implicat în tot. E referitor la ceea ce se întâmplă după ce ieșim de aici, nu am de unde să știu. Deci mă focusez pe aici și acum.